cum se vede de la tine, de ce scriem dincolo de simțul datoriei, de o voce, de faptul că nu poți fără să nu scrii. Se ajunge și la discuția asta despre trăitul din literatură? Păi de la asta ar trebui să începem și să ne gândim de ce anumite persoane nu scriu și de ce nu vedem anumite literaturi și de ce anumite cărți nu ajung la noi și de ce anumite voci sunt excluse de la discuții. Exact din cauza asta. Pentru că ai nevoie de o cameră, pentru că ai nevoie să-ți plătești facturi, pentru că ai nevoie să plătești chiria, pentru că ai nevoie să nu fii agresată, pentru că ai nevoie să nu te justifici de fiecare dată când vii și deschizi gura și ți se spune, hei, tu aici nu, sau ai parte de priviri care te scrutează și te intimidează de la prima respirație. Adică de aici ar trebui, mi se pare, că să începem discuția. Bun găsit! Aici Carte și Miere, după cum v-am obișnuit, dialoguri cu scriitori pe care îi cunoașteți sau îi veți cunoaște, pe care îi iubiți, îi citiți, îi căutați sau îi veți căuta. De această dată avem o întâlnire cu poezia și înainte să prezint invitata mea, o să citesc un fragment dintr-o poezie. Noi am schimbat descântecul vechi cu versuri din Ricky Poveri. Am făcut dafinul să se deschidă, după ce soarele ne-a văzut și vântul ne-a bătut și după ce am umblat pământul, ne-am păstrat casa noastră de sticlă, care se învârte după soare, casa noastră deschisă, oriunde ai fi, oriunde aș fi. Alina Prucaru, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult pentru invitație! Mă bucur! Legând-o de o carte a anului în poezie, dacă e pentru mine cel puțin, unde ești în poezia ta? În această carte sunt acasă, mult mai mult decât am fost în celelalte. Așa simt acum, fără să vreau să-mi critic în vreun fel cărțile de dinainte, sub nicio formă nu vreau să fac asta, dar cred că este cartea în care eu m-am deschis cel mai mult, cu cele mai puține temeri, așa cum o faci când ești acasă, în spațiul tău sigur, în spațiul în care te simți în largul tău. Și mi-aș dori să pot să scriu în continuare ca și cum mă simt în largul meu. Ai suferit, pentru că e o carte scrisă și într-o perioadă în care eram izolați, a trebuit să suferi ca să iasă cartea asta? A fost o carte scrisă după rupturi. Nu neapărat toată în perioada pandemiei, eu atunci am scris greu. Ruptura nu se referă la pandemie, se referă la oameni și se referă la un mod în care eu m-am despărțit și de un anume tip de a scrie și de felul în care m-am decis să mă simt bine în scrisul meu, fără să fiu atât de conștientă de privirile critice, de modul în care ceilalți s-ar putea raporta sau favorabil sau nu la cartea mea. Da, a venit după o perioadă în care eu nu am putut să scriu, după Indigo, a doua carte a mea, nu prea mai putut să scriu, nu mai puteam să scriu în felul ăla, nu mai mulțumea felul ăla. Începeam și părea că asta e deja acolo. Și a trebuit să vină un declanșator, asta a fost o criză personală, au fost niște evenimente din viața mea, dar a fost și un impuls și o invitație și un cec în alb, cumva, care a venit dinspre Medea Iancu, care m-a invitat să trimit un poem pentru antologia de poezie feministă pe care ea a coordonat-o atunci la editura Fractalia, Arta Revendicării. Și așa am scris primul poem din acest volum și am ținut să-l păstrez la început pentru că el a declanșat foarte mult din schimbarea care s-a petrecut în mine. Pot aduce rupturile în tot mai multă splendoare? Sunt ele o conștientizare?
dacă îți dai timp să, cum se spune, să stai cu ele, ele de fapt către asta te invită, chiar dacă e o formă de doliu, după relații, după prietenii, după tine care ai fost până când n-ai mai fost așa. Că mi se pare că durerea asta și blocajul ăsta către o deschidere te invită. E un blocaj față de ce a fost până atunci și dacă îl trăiești, îl procesezi cumva, e un alt capitol în care afli despre tine, afli cum poți să fii în relație altfel decât ai fost, afli cum poți să fii înscris altfel decât ai fost. Da. Dar nu mi se pare că e ceva ce eu știu cum se face sau ca știi cum se face din nou. Vorbesc doar despre, să zic, momentul de dinainte de a începe să scriu cartea asta. Dacă vrei să ne întoarcem un pic în timp, să ne jucăm un pic cu memoria și să ți amintești cam când a fost momentul când a început povestea ta cu poezia. Momentul acela când ai știut că trebuie să faci asta. Există un trebuie să faci asta în poezie? E o dorință foarte mare. O dorință foarte mare și o liniște care vine după ce ai făcut asta sau în timp ce faci asta. Dacă asta se traduce printr-un trebuie, atunci trebuie. Dar îți schimbă starea interioară și inclusiv modul în care tu poți să fii cu ceilalți și cu tine, încât atunci, da, trebuie. Eu mă simt cu mult mai bine, mă simt cu un om mult mai bun cu oamenii din jurul meu atunci când reușesc să exprim ceva prin scrisul meu. Poate și pentru că asta aduce o lămurire interioară, o clarificare a gândurilor și ți dă un soi de seninătate. Să numesc un punct anume, un moment anume. Mi-a plăcut tot timpul să fiu în preajma cărților și să citesc și pe undeva clar că mi-am dorit să scriu și am scris și eu ca multe dintre noi și eram mai mică și când eram în liceu și la facultate atunci când n-am coagulat mai mulți în jurul Simonei Popescu. Am avut un grup literar la Facultatea de Litere și atunci cumva toată lumea vorbea mult mai serios despre lucrurile astea și atunci am început să scriu mai... Ești și mamă. Cum a schimbat maternitatea? Versul tău, ca să spun așa, să fac o metaforă. M-a făcut să scriu din nou, de fapt. Pentru că până atunci credeam că am atât de mult timp și pot să scriu oricând. Trebuie doar să vreau să scriu, să scriu. Adică nu, aveam cumva chestia asta cu ce să mă grăbesc? Mai e timp. N-am simțit presiunea asta. Uite, eu am și publicat târziu, tocmai pentru că știu, cumva credeam că pot. Nu prea mă vedeam făcând altceva. M-am gândit că într-o formă sau alta cumva o să o fac. Ei, atunci când a apărut fetița mea, toată viața mea și tot programul meu s-a reorganizat într-un mod radical și atunci mi-am dat seama cu adevărat că dacă chiar vreau să scriu, trebuie să mă disciplinez mult mai mult, să-mi fac cu adevărat timp pentru scrisul meu. Și am publicat volumele mele după ce s-a născut ea. Ai simțit, de fapt, ce simți că scoate din tine poezia cel mai mult? Cel mai profund lucru al tău? E o întrebare complicată și nu știu dacă m-am gândit vreodată, cred că mai multe lucruri, inclusiv nesiguranțele. Cred că în poezie se vede foarte mult din tine, chiar și atunci când ai vrea să asculți. Poate grijă. Cred că e forma pe care eu încerc să o găsesc ca să vorbesc cât mai onest despre ce vreau să vorbesc toată viața. Poate că dacă aș fi fost o oratoare mai pricepută,
care să vorbească fără să se bulbie și fără să facă pauze și fost o prezentatoare TV, așa cum la un moment dat mă imaginam că o să fiu. Poate că dacă aș fi fost cineva mai îndemânatică și mai rezistentă și aș fi fost artistă, pictoriță sau creatoare de costume, așa cum mi-am dorit să fiu la un moment dat. Găsesc mai mult din mine. Cred că pot să exprim sau să transmit mai mult din mine încercând să scriu. Și spun că încercând să scriu pentru că cred că e pur și simplu e un proces și un proces de învățare care într-adevăr scoate din tine și ce nu știi că e acolo. Uneori amintiri tulburătoare, uneori dilema asta de cum mă raportez la ceva, la o experiență. Noi nu trăim izolați în fiecare neprubeta lui. Când vorbești despre viața ta, despre experiența ta, automat vorbești despre ceilalți. Cum prelucrezi experiența aia așa încât să nu faci rău în jur, să nu expui pe altcineva? Că poezia mi se pare că pe mine m-a pus față în față cu tipul ăsta de întrebări, care nu rămân doar în scris, rămân pur și simplu în felul în care, nu știu, trăiesc. Și acum vine întrebarea, că dacă nu putem despărți poezia, mă rog, opera de autor și transpare atât de mult autorul, tu ca cititoare, de exemplu, te duci și după autor, contează viața autorului, valorile lui sau doar opera, cartea? Cum e pentru tine? Asta e, bineînțeles, una dintre cele mai delicate întrebări. Vreau să fac o mică precizare la ce am spus mai devreme. Când spun că din poezie mai degrabă decât din proză, transpare orientarea cuiva sau valorile sau sensibilitatea, pur și simplu, nu mă refer la faptul că poezia este biografic transparentă. Poate să transpară asta dintr-o poezie extrem de experimentală sau abstractă. Nu? Îți dă o idee despre jucăușenia acelui om sau despre felul în care vrea să se supercodifice tot timpul sau despre, nu știu, apetența lui pentru idei și așa mai departe. Că nu mă refeream la această translatare unul la unul între operă și viață. Dincolo de asta, eu recunosc că sunt sensibilă la... mă interesează ce poziții a luat o scriitoare sau un scriitor într-un anume context, fără să fiu moralista de serviciu aici nici cu mine, pentru că sunt un om atât de imperfect încât, nu știu, să am un tip de intransigență extraordinară, ar fi o formă de ipocrizie, dar pe de altă parte sunt contexte în care chiar nu pot. Îmi pare rău, când știu că tu ai susținut Selin, un caz clasic. Tu ai susținut că niște oameni nu sunt oameni și trebuie să dispară. Mi-e foarte greu. Mi-este foarte, foarte greu să desprind omul de ce a scris. Și mai e un lucru. Din nou vorbesc strict despre mine. Este atât de multă literatură și atât de multă teorie și atât de multă lume de la care putem să învățăm, pe care o putem admira, pe care, nu știu, care ne putem întâlni fără să avem toate aceste noduri în gât, încât la un moment dat alegi, este inevitabil. Alegi și poate că de la un punct încolo alegi în cunoștință de cauză. Da, eu nu sunt pentru cenzură și nu sunt pentru... Nu, trebuie să cunoaștem și trebuie să discutăm. Dar dacă este să îmi petrec timpul care e limitat, aș prefera să merg către ceea ce mă interesează mai direct pentru viața mea, pentru scrisul meu, decât să... Nu e un subiect de cercetare, poate că dacă subiectul meu de cercetare sau profesia mea ar fi să scriu un articol de dicționar despre un autor care a avut niște raportări problematice, desigur că aș face și citi, dar nefiind în situația asta, eu pentru uzul meu de cititoare, da, recunosc că sunt sensibilă, mă gândesc în lucrurile astea.
Suntem la un festival de literatură, ne întâlnim cu cei care ne fac cărțile până la urmă, ne le oferă, ne le dăruiesc. Ce trebuie să facă pentru tine marea literatură a lumii? Sau putem vorbi despre marea și mica literatură? Cum e imaginea asta pentru tine? E o datorie a literaturii pe undeva? Cred că este. Da, e o datorie față de noi unii față de alții prin prisma faptului de bază că trăim împreună. Da, e o respectul pentru viață, pentru celălalt și pentru felul în care se mișcă el în viață și pentru felul în care își face alegerile. Acum, cu literatura mică și literatura mare, ceea ce eu consider literatură mare pentru mine, altcineva poate să spună asta nu e literatură. Literatura este un spațiu atât de... E făcut după chipul și asemănarea noastră, de fapt. Și oferă hrană pentru foarte multe sensibilități. Este literatură mare pe care mulți dintre noi nu o pot citi, din nenumărate motive. Este o literatură care ne hrănește sau care răspunde unor nevoi estetice, morale, civice și așa mai departe și care pentru altcineva nu înseamnă nimic. Așa că, nu știu, eu nu aș putea să girez un canon în care, din asta de ierarhizare, nu automat, asta e mică, asta e mare. E în funcție de căutările noastre, așa cred. Și e ceva și foarte... Nu, schimbător din punctul ăsta de vedere. Când aveam discuțiile despre numele întâlnirilor carte și miere, bineînțeles de la lapte și miere, m-am gândit că, uite, nu o să ratez niciun invitat și o să-l întreb. Este, poate fi totul carte și miere în viața de scriitor, de poet, de autor până la urmă, și cum e România, pentru că știm că nu se poate trăi numai din scris. Cum se vede de la tine? De ce scriem dincolo de simțul datoriei, de o voce, de faptul că nu poți fără să nu scrii? Se ajunge și la discuția asta despre trăitul din literatură? Păi de la asta ar trebui să începem. Și să ne gândim de ce anumite persoane nu scriu și de ce nu vedem anumite literaturi și de ce anumite cărți nu ajung la noi și de ce anumite voci sunt excluse de la discuții. Exact din cauza asta. Pentru că ai nevoie de o cameră, pentru că ai nevoie să-ți plătești facturi, pentru că ai nevoie să plătești chiria, pentru că ai nevoie să nu fii agresată, pentru că ai nevoie să nu te justifici de fiecare dată când vii și deschizi gura și ți se spune, hei, tu aici nu, sau ai parte de priviri care te scrutează și te intimidează de la prima respirație. Adică de aici ar trebui, mi se pare, să începem discuția. Că ajung să scrii deja, mi se pare că e mare lucru și că e un privilegiu chiar să ajungi să scrii, ceea ce nu înseamnă că nu poți să scrii și că scrisul nu este o formă de a căpăta putere, oricum ai trăi. Asta fără să minimalizez absolut deloc condițiile concrete. Sunt scritori care se luptă pentru scrisul lor, cu adevărat, și sunt lupte pe care pe unele nu le cunoaștem. Putem numi și din partea ta că ar fi o luptă cu scrisul tău? E o formă de a rezista? E o luptă la un alt nivel. Adică nu e o luptă care se poartă în același timp în care eu efectiv n-am bani să-mi plătesc telefonul. Eu nu sunt în situația asta. E o luptă la un alt nivel, cu tot o altă formă de confort. Eu nu zic că stau într-un palat, nu sunt un om absolut normal care are joburi, colaborări și așa mai departe. Dar am colaborări, dar pot să găsesc un job.
E o luptă, e un efort, e o, o, un proces din ăsta de a te păstra acolo, chiar dacă să zic că nu scriu în fiecare zi, dar, dar nu mă lăsa distrasă de toate celelalte interioare și exterioare, așa încât să mă îndepărtez de scris. Și n-aș vrea să mă îndepărtez. Mi-mi place foarte mult să scriu. Timpul pentru scris, bănesc, e foarte important. Cum ți-l, cum ți-l oferi? Pentru că ești într-atâtea colaborări, traduceri, bănesc că sunt și acum în viața ta, și articole, și cum te împarți? E un timp pentru scris? Cred că este, cred că a fost și nu știu, nu știu cum va fi. Cred că a fost scrisul meu ca acest pârâiaș care se strecoară printre tot felul de... Își face un defileu așa prin stâncăriș. Așa a fost și a reușit până acum. N-am avut... Știi, pentru proză, eu am încercat să scriu proză și acolo am simțit foarte mult că acolo aș fi avut nevoie efectiv de ore, câteva ore, de concentrare constantă. E un pic alt regim. E o... Și ai nevoie de o cameră doar asta? Mi-aș dori... cameră. La modul concret, nu știu, cumva sunt obișnuită să jonglez cu spațiile. Am nevoie poate de timp. Eu am un birou în casă pe care nu-l folosesc pentru că, nefolosindu-l atâta vreme, nu pot să stau la birou și să scriu. Am scris... Chiar cum scrii? Cum e? Cum arată rutina scris? Am scris la un, am zis la un moment dat că biroul meu e o canapea și o măsuță de cafea, unde se întâmplă tot. Nu, sunt eu care fac corp comun cu laptopul, nu recomand nimănui. Probabil că bolile de spate bat la ușă de niște ani. Dar nu, pur și simplu mă izolez, acum iau laptopul meu, telefonul, uneori în propriul cap. Nu sunt, n-am așa mari tabieturi. Mă rog, nu trebuie să fie neapărat foarte multă zarvă în jur, dar pe de altă parte eu stau în casă cu lume, nu, și nu prea avem uși, deci un pic de liniște, să nu am deadline-uri cu munca foarte multe, să fie lumea în jurul meu, prietenii, familia, să fie bine, să fie eu bine, cumva mă adun. Dar probabil că cea mai, probabil, în mod sigur pentru mine, cea mai mare presiune este asta cu toate celelalte lucruri pe care le faci ca să ai un venit lunar. Alea nu pot fi amânate. Dincolo de scris, de colaborări, de, dincolo de carte de scris, ce-ți place să faci? Vrem să te cunoaștem și așa. Plac filmele enorm. Dacă aș putea... Doamne, deci mi-aș dori să mă mut într-un cinematograf. Când ajung într-un cinematograf și se instalează întunericul și stai în fotoliu acolo și aștepți să apară pe ecran, să vezi ce... Să vezi o altă lume, pentru mine este una dintre marile bucurii. Mi-a la filme. A fost o perioadă în care vedeam mult, mult mai multe filme și mult mai disciplinat și mai organizat și știam mult mai multe. S-a cam dus perioada aia, dar din nou e o mare bucurie să mă uit la filme. Apoi, sunt o mare consumatoare de YouTube. Adică, mă uit la vloguri până la dorm. Și ce mai... caute acolo, de fapt, la acele vloguri? A, oameni. Povești. Da, oameni, povești. Poveștile străinilor, adică... Să nu vă imaginați că mă uit mai la vloguri de cărți. Pur și simplu mă uit la vloguri de tip A Day in My Life, unei persoane care trăiește în Australia. Nu se face face. Sau, nu știu, cum se îmbracă oamenii în Londra, pe stradă. Sau ce ascultă. Nu știu, tot felul de prostii. Nu se spune nimic inteligent aici. Și îmi place să stau cu prietenii, îmi place să-mi cumpăr viniluri de la anticariate. Îmi place să mă plim. Cui nu-i place? Toate lucrurile bune. Cum te simți în... De fapt, există o generație de poeți? Simți că faci parte dintr-o generație?
sau ieri? Eu nu mă simt așa. La mine, nu știu, eu nu simt că mi se aplică. Am auzit foarte multe poete și poeți spun că nu se simt. Eu nu mă simt parte din împărțirea asta pe vârste. Mă rog, criteriul sigur că le folosește istoricilor literari, are sensul lui acolo. Nu știu, de multe ori mă simt mai bine la secțiunea de cărți pentru adolescenți sau habar n-am. Știu, nu simt că am aceleași afinități sau aceleași preferințe stilistice, să spun, cu generația din care biologic aș face parte, nu generația 2000. Nu cred că mă regăsesc în genul ăla de sensibilitate. Nu știu, nu mă regăsesc în tipul ăsta de periodizare. Mai ales că cred că și parcursul m-a fost la cam ocolit cumva, că biologic țin de o perioadă, dar altfel da, cum am scris, cum am publicat și cum e vocea mea, parcă chiar acum ne avem o idee cum ar arăta o imagine a parcursului tău, ce-ar fi? Să zicem că e o fotografie, să zicem că e o secvență dintr-un film, cu ce asociau parcursul tău de până acum? Wow, ce întrebare! Uite, asta îmi aduce aminte de o chestie extraordinară, dar uite, știi că nu o să pot să... Nu mi-aduc aminte numele artistului care a făcut instalația asta. Era un fel de laborator al vieții, cu un fel de labirint sau traseu și pe acel parcurs tu trebuia să-ți alegi niște figurine și să le plasezi pe chestia. S-a părut maxim interesant. În Lisabona a fost, acum 2 sau 3 ani, nu știu exact. Măi, dar a fost atât de răscolitor, știi, ce obiect și ce figurină plasezi în acest punct din viață. Sau când mi-ai pus întrebarea, m-am gândit la asta. Nu știu cum să răspund altfel. Cum să... Ce filmuleț, ce... Au fost așa niște... Știi, când mă gândesc, acum că mă întreb, că nu stau neapărat să-mi pun întrebarea asta, mi se pare că parcă au fost niște vieți. Sincer. Niște vieți. Întregi. Ce și foarte diferite. Ce culori au? Cred că toate culorile. Cred că tot spectrul. Adică am fost un om fericit, am fost și un om care a avut niște costuri pentru niște decizii și și-a trăit și eșecuri și despărțiri și rupturi și da, fraguri. Că sunt niște vieți, sunt, să zicem că e un film din ăsta cu, da, apare cartonașul. S-a schimbat insula, este White Lotus pe altă insulă. Glumesc. Nu chiar așa de serios. Mă gândesc că pot continua jocul măcar cu da, încă 3 încercări. Și dacă spun poezie, tu ce spui? Melodie. Iubire. Curcubeu. Copil. Inimioară. Respirație. Respirație. Este poezia o respirație? Absolut. Absolut. Cam pe aici m-am dus eu în tot mai multă splendoare. E o respirație așa în toată cartea și mă gândeam pe undeva că au fost niște mari întâlniri pentru tine, poate nu fizice, nu din timpul vieții celor pe care îi admiri, dar cam pe unde sunt marile întâlniri? Cu cine au fost? Ce a contat dintre poeți, profesori? Totul a contat. E o poveste, de fapt. A never-ending story, sper eu. Pentru că mi se pare că așa iese scris în acest never-ending story de întâlniri.
Au contat profesoarele mele din școala generală, din Vulcan, profesoara mea de limba română și profesoara mea de matematică. Amândouă erau niște mari iubitoare de literatură și mi-au dat cărți. Chiar și cea de matematică? Da, cea de matematică. Făceam o pregătire pentru olimpiada de matematică și înainte de vacanța de vară mi-a dat un teanc mare de cărți, inclusiv de multă poezie franceză și istoria Greciei antice, cărți despre mitologie și așa mai departe. Când teancul meu de lecturi de vară în clasele mici, nu știu, a 5-a, 6-a, pe acolo, a 7-a, au fost niște persoane care iubeau cărțile, îl plăcea să citească și mi-au dat și mie și... Eu n-am avut niciodată, nu am avut profesoare, profesori care să-mi spună să învăț comentarii pe de rost, care să mă... Nu, deci pentru mine efect, am avut acest noroc, nu s-a întâmplat, nu am... Apoi, profesori în liceu, tot așa. Mai am o... Și mai aproape, cum am zis mai devreme, întâlnirea cu prietenii din jurul grupului făcut de Simona Popescu și de acolo am început alte capitole și alte prietenii și din acele prietenii a ieșit scrisul lor, nu? Sunt scritoare, scritori acum. A fost foarte importantă pentru mine constanța asta de a, nu știu, de a citi, de a descoperi. Ai și tu o fetiță? Da. Și, cum spuneam și mai devreme, faci și tu asta, îi dăruiești cărți, le lași așa la întâmplare? Cum se întâmplă cu plăcerea lecturii de la mamă la fiică? Da, povestesc despre asta și voiam să adaug ceva la ce am spus mai devreme, că în continuare prietenii mei și prietenele mele și oamenii apropiați sunt super importanți pentru ce scriu eu și pentru cum mă gândesc. Întorcându-mă un pic la povestea cu întâlnirile, când trebuie să fie neapărat pentru mine un moment de încercuit în calendar cu cineva foarte faimos, să zic, o carte anume, dar legat de fetița mea. Eu am avut libertate mai mare să îi citesc până pe la 5 ani. De la 5 ani s-a instalat Harry Potter în program, pe care l-am citit cu voce tare de 2 ori. Nu ai putut să încapă mare lucru pe lângă Harry Potter, îți spun sincer. Cu oricât am... mă rog, mai strecuram eu mai, dar... Ăla a trebuit citit până când a început ea să și-l citească singură. Cred că de pe la 5 ani, 5 ani și un pic s-a instalat răjitorul. Iar acum, tot așa, eu mai... Da, mai pun pe masă, mai fac propuneri, dar nu, ea își alege ce vrea să citească de pe BookTok și vrea să le citească. Dacă se poate în engleză, ea e și bilingvă. Adică, în cazul ei, cumva înțeleg nevoia, că e la fel de ușor să le citească în limba în care au fost scrise, deci ar citi neapărat traducerea. Și, da, citește. Și casa noastră e plină de cărți, s-a trezit într-un mediu în care au fost mereu cărți. I-am citit de când era... Bebeluș, ritualul ăsta cu povestea de seară a fost constant și citește înainte să se culce. Eu sunt foarte curioasă și încerc să țin pasul cu ce citește ea, măcar, dar nu, are niște preferințe foarte specifice. Și e și chestia asta de contagiune între ei și na, de o modă până la urmă. Zic, uite, asta este extraordinar, sigur ți-ar plăcea. Și mai întreabă, e virală? Ce spune despre poezia ta? Poezia mamei? Nu citește? Nu cred că a citit. Cred că i-am dat... Nici nu i-am dat să citească. N-am chinuit. Să ajungă ea. Dacă o să ceară la un moment dat să fie curioasă.
te-ai întâlnit cu publicul tânăr, cu publicul de toate vârstele aici la Filip. Ce simți că vin? Pentru ce vin? Ce simți că îi caută când vin la întâlnirile cu autorii? E clar că mulți știu cărțile, da? Deci clar nu caută cartea, că altcă știu. Mulți poate că, nu știu, cartea, sunt curioși pentru că e aici, de ce să nu vin? Uite, e un prilej, deci că nu vii. Dar cred că e important să vadă vocea din spatele cărții. Contactul ăsta de om către om, față către față, un pic de extindere a lumii care într-o carte, exact cum ai spus tu mai devreme, sau comparație. Sau, știu, poate pur și simplu o aducere în concret a tot ce poate să-ți ofere o carte sau ideile unui scriitor. Nu știu, dar am fost absolut impresionată de numărul foarte mare și oameni foarte tineri. De fapt, nu, sunt oameni de toate vârstele care vin și aici în cort și la teatru, acum vorbind de toate despre Filit. Când ți se întâmplă să spui, hă, nu mai pot, dar uite, beau un pic de apă și merg mai departe? Luni dimineața. E recomandare bună. Se întâmplă și mie ca foarte multora, dar recunosc că mă mobilizez mai greu. Sunt un ursuleț mai leneș, mai ales luni dimineața. Acum glumesc. Nu vreau să fac așa mare caz de inerțiile mele și de motorul gripat. Dar recunosc că inclusiv cu scrisul e... Uneori simt că nu... Sau am simțit că nu are rost, că nu pot, că nu mai găsesc nimic, că nu mai găsesc nimic o cale în care să spun ceva. Și atunci au fost importanti niște oameni din jur și foarte important să primești niște încurajări. Este paharul cu apă. O încurajare e paharul cu apă atunci când nu mai poți. Ce frumos! Și pentru că toată lumea așteaptă de fiecare dată recomandări, țin foarte mult asta și, nu știu, poate ai cărți la care te întorci când vrei să, nu știu, pur și simplu să recitești. Ponța, ne spui măcar una. Știu că e greu când vine așa o întrebare. Dar... Uite, dintre clasici, nu? La Răscruce de Vânturi. Și Madame Bovary sunt două pe care... la care mă întorc. Povestirile lui Thomas Mann, nu zic de un roman anume, pentru că mai am de citit Iosif și frații săi, încă e în curs și nu m-aș apuca să recitesc, nu știu, Casa Budenbrock, având în continuare atât. Îmi place foarte mult Thomas Mann, cea clasici. Carnetul Auriu, Doris Lessing, Fată, femeia alta, Bernardine Evaristo, Jeanette Winterson, atât de multe cărți ale ei. Trebuia să fac o listă, pentru că uit. Putea să fac, dar nu am rafturile preferate. Toată lumea le are. Mai ce... Ei, Ferrante, bineînțeles. Uite, Giulia Caminito este o autoare care e aici, este minunată, recomand. Ai făcut și interviu. Da, am făcut și interviu cu ea. Da. Annie Ernaux. Am citit tot ce a fost tradus. Am fost pur și simplu scufundată în cărțile alea. Și nu... Îmi doream mai mult și mai mult tipul ăla de scris, tipul ăla de privire către trecut și de recuperare a trecutului, nu, da, nu neapărat prin prisma individului, cât prin fluxul în care ești prinsă. Mi s-a părut extraordinar cum a reușit ea să se întoarcă. M-aș întoarce la Anier,
chiar dacă am citit de curând atât de multe cărți. Te duci spre autorii premiați? Ei contează undeva în calculul alegerilor, ca să spun așa? Uite, știi, e un pic tricky pentru mine chestia asta, pentru că eu scriind prin prisma meseriei mele, scriind foarte mult despre noi apariții, le-am citit pentru că era un fiș apostolei, n-am cum să nu știu. Și atunci mi-a rămas destul de mic culoar pentru alegerile mele, dincolo de orice alt criteriu. Asta nu înseamnă că citesc nediferențiat, dar trebuie să știi cum este ultimul roman al unui scriitor despre care toată lumea vorbește. Trebuie să știi, nu pentru că eu nu spun că e normal să fie așa sau că asta e norma, dar sunt niște cerințe ale... Dacă scrii despre cărți, dacă faci forma asta de jurnalism cultural sau cum a fost parte și este încă parte din munca mea, sigur, și eu sunt și foarte curioasă. Așa că, da, citesc și premiile, dar nu este ăsta criteriul după care mă orientez. Nu e, sunt teme, poate, teme, clar, teme, subiecte, nu premii. Premii exterior sau oarecum, dintr-o curiozitate exterioară, dar nu neapărat dintr-o nevoie a mea interioară de a bifa și asta. Și ca să rătunjim dialogul spre final, prin bucurie, ce te bucură cel mai mult la lumea din jur, la viața ta? Ia! Cred că eu sunt într-un moment bun în viața mea acum și chiar vreau să mă bucur. Uneori e așa o stânjeneală de a te bucura. Am simțit-o și eu. Uneori e greu să te bucuri pentru că e atât de mult conflict și violență și distrugere în jur, încât pare că e nepotrivit să te bucuri. Și uneori bucuria e foarte hrănitoare și e dătătoare de viață și trebuie împărtășită. Cred că bucuria împărtășită mă bucură cel mai mult. Mă bucură faptul că am prieteni, că primesc iubire și ofer iubire, că cred că mai pot să scriu. Mă bucură cărțile pe care am șansa să le citesc, de conversațiile, fără presiune. Cred că mă bucură inclusiv faptul că dacă știu că am greșit, se poate scoate o bucățică în care am greșit sau se poate repara. Mulțumesc pentru bucurie și pentru timp și tot mai multă splendoare. Rămâne recomandarea mea pentru raftul vostru de poezie. Alina Purcaru. Bucurie. Mulțumesc, bucurie. Mulțumesc foarte mult. Până data viitoare, carte și uniere. La revedere!